aici pentru toți participanții la Sfânta Taina Botezului, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Îndrăznic și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purgea și în vecii vecilor. Și pentru rugăciunile tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Sfântul pe lume, Ania Iana, azi ai fost sfințită și în biserică de Domnul prin botez primită. Despre tine e vorba, da? Ai primit vejetuirea Domnului Preasfânt, Harul Sfințitor al vieții tale pe pământ. De Satan și de păcate azi te-ai îndepărtat. Cu Hristos și cu credința te-ai împreunat. Însemnarea crucii sfinte peste trupul tău, Domnului te închină astăzi pentru lucrul său. Mintea ta să o înțelețească, gândul luminos, mijlocul să-ți întărească Duhului Hristos, ochii tăi, să vadă calea către Dumnezeu, iar urechile să asculte glasul Lui mereu. Mâinile să le ai curate, binele făcând, iar picioarele încreptate pe al său drum mergând. Astfel să-ți păzești în cinste numele primit, ca să poți avea cununa vieții la sfârșit. Te dorim să trăiești credincios fericită, să-L slujești pe Hristos Ani Ariana, o pruncă minunată, nou născută, botezată, miluită, va fi și împărtășită imediat. Cu alte cuvinte, definiția sfințeniei este în fața tuturor noștri. Are și un pic de glas, vedem foarte bine. Și se cuvine ca în această frumoasă stare, plăcută și lui Dumnezeu și nouă oamenilor, să fie și Ania Ariana cât mai mult timp păstrată în sânul familiei și în sânul bisericii. De aceea, toți suntem datori să contribuim la o creștere frumoasă și armonioasă, duhovnicește, a Aniei Ariana, da? Și vom lumina în continuare cu făptuia aprinsă a dreptei credințe la viețuirea ei sufletească și duhovnicească, să fie cea mai bună investiție, zicem noi, pentru casa în care a răsărit ca un vlăstar de mare preț și începând de astăzi, este și o bună creștină. Poartă numele Lui Hristos de creștin prin primirea Sfintei Taine a Botezului. Să o vedem crescând frumos și armonios, să trăiască Ania Ariana, distinși nași, părinții și toți invitați într-un mult și fericiți ani, mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, va fi viața numai domnire, ca în Dumnezeu să vă-i dori, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani fericiți. Și această lucră, Doamne, Ania Ariana, născută din Micaela și Claudiu, binecuvintează-o, crește-o, sfințește-o, înțelepțește-o, fă-o întreagă la minte și cu bună pricepere. Că Tu ai adus-o pe aceasta și ai arătat ei lumina cea simțitoare ca să se învrednicească și de lumina cea înțelegătoare în vremea pe care Tu ai hotărât-o și să se numere împreună cu turma Ta cea sfântă prin unul născut Fiul Tău cu care binecuvântat ești. Să ridică tăticul repede și ajută fetele să se ridice frumos. Acum și cu... După mine m-am mâncat de Iclun, nașii și toți cei care doresc, mă închinați să rătăm Evanghelia și icoane de la care mergem. Se îmbisericește, roabă lui Dumnezeu,
viață, până și alături de lumânarea, se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Ania. Să vă fie de bine și să facă fetița mare, mulțumim. Să fie sănătoasă și credincioasă. Poftiți pe aici. Poftiți pe aici, Mica. Să vă bucurați de copilul și dumneavoastră. Să fiți fericiți și sănătoși. Prima părință pe care se facea pe Dumnezeu, din Sfântul și sau cum aveți dumneavoastră obiceiul și e timp frumos, 5 minuțele într-o biserică, luăm păștițe, creștem mai frumos și ne continuăm drumul. Să ne vedem cu bine la nunta ta, domnișoară, ca mâine trec 20 de ani. Un ala e și mai frumos decât acum. Fiți fericiți, fiți sănătoși și vă mai așteptăm. Băiețel la ala, nu?